Am ajuns și la alianța dintre domnul Petre Roman și domnul Ion Iliescu, știindu-se faptul că o unire. Am ajuns și la ultima caricatură, care o consider foarte realistă. Da, deci un ciocan pe care scrie prețuri și un cui care este bătut de acest ciocan, care este populația. Aceste prețuri care ne îngrozesc și ne distrug psihic. Până când. Mircea, eu îți mulțumesc foarte mult pentru lucrările tale prezentate. Am fost impresionat de aceste caricaturi ale tale. Sunt cu adevărat realiste. Ele fac obiectul etapei de tranziție. Aceste lucrări criticând aspecte negative ale societății noastre. M-aș bucura foarte mult, Mircea, să aud că tu colaborezi cu mari caricaturiști ai noștri, precum Mati, Octavian Andronic și Nicolae Niță și în ultimul timp inegalabilul Orațiu Mălăele. Încă o dată îți mulțumesc foarte mult pentru lucrările expuse. Pentru că m-ați invitat la această emisiune. Aș vrea să te mai întreb, în afară de caricatură, ce alte pasiuni mai ai? Literatura? Sportul? La sport poți să ne spui ce obiect practici? Da, arte marțiale. Arte marțiale. Îți plac foarte mult, le-ai îndrăgit de mult, nu? Îi iubesc. Da. Îi iubesc. Ai avut ocazia să faci câteva exerciții de arte marțiale? Să fac? Da. Normal. Da. Pe mine mă interesează, văd că în fața noastră este expusă o sabie. Da, este un buchen. Și ar vrea să ne-o descrii ce reprezintă și la ce se folosește. Deci, este un buchen, este sabia de luptă din lemn. Deci, bo înseamnă lemn și ken înseamnă sabie. Această sabie are gravată, deci pirogravată, deci un tigru care reprezintă forța, forța masculină. Dragonul care reprezintă, deci dragon, aici avem dragon, un dragon care este negru, deci care este yin și care este yang, cel care este alb. Deci partea pozitivă și partea negativă, da. Cele două părți ale acestei. Da? După care aici avem, am caligrafiat, da? Deci am pirogravat niște semne care reprezintă de cele trei spirite japoneze ale Bushido, deci calea luptătorului din ținutul dragonului. Ceea ce am spus este reprezentat prin această chinografie. Este minunată și cred că la sfârșitul interviului nostru ar trebui să ne dai nou, să o avem ca amintire în studio de la tine. Mai văd aici, pe masă expusă, Mircea, un mini obelisc. Da. Stimați telespectatori, este din marmură și aș vrea să-l întreb pe invitatul meu ce reprezintă acest mic obelisc. Da, mulțumesc foarte mult. Este puritatea însăși a sufletului omului, deci curățenia spirituală. Atât pot să spun despre acest lucru, deci ce să vă spun. Deci acest alb, marmură, această puritatea sufletului trebuie să fie curată. Deci aici scrie spiritul artelor marțiale, deci spiritul karate.
Atât pot să spun. Vă îndrăgesc foarte mult. Deci, pe lângă caricatură, tu ești și un împătimit al artelor marțiale. Da. În finalul... Pornim? Și filozofie, filozofie, psihologie, parapsihologie. Îmi place foarte mult. Deci noi avem o emisiune de psihologie în studio în fiecare miercuri și ar fi o mare plăcere pentru noi să fii invitată de... Mă bucur pentru această... cea care realizează această emisiune. În finalul acestui interviu, care sunt proiectele tale de viitor? Îmi doresc să-mi fructific, din punct de vedere benefic, întărirea pentru artă. Deci să lucrez mai mult, să colaborez mai mult cu diferite publicații de, cu care deja sunt, colaborez, cum ar fi Judo Sport Magazine, Condiția Fizică și Culturismul. Deci niște reviste care, cu care colaborez, făcând diferite desene și, în special, ilustrații de luptă. Noi îți dorim foarte mult succes. Îți mulțumim foarte mult pentru acest interviu. Ne-am bucurat foarte mult să am avut plăcerea să fii invitatul nostru la această emisiune. Încă o dată, mult, mult succes în activitatea ta. Mulțumesc. Și am înțeles, Mircea, că ai o surpriză pentru telespectatori. Vrei să le dedici ceva? Te rog să spui. Deci pentru dumneavoastră doresc să audiați o melodie, deci un videoclip care o să vă placă foarte mult și este surpriză. Atât pot să spun, nu stau să denumesc respectiv videoclip. O să vă placă foarte mult. Bun, Mircea, încă o dată îți mulțumesc foarte mult pentru plăcerea de a fi invitatul nostru. Eu sunt foarte bucuros pentru că m-ați invitat. Stimați telespectatori, aici interviul nostru a luat sfârșit. Vă dorim vizionare plăcută la emisiunea Video Divertisment. La revedere! Bună seara!